Soluție pentru problema de sâmbătă dimineață. Se dau patru triunghiuri echilaterale, de la stânga la dreapta, să le și notăm, A, B, C, de latura 1, apoi un triunghi echilateral B, D, E, de latura 2, E, F, G, de latura 3 și se finalizează din nou cu un triunghi de echilateral de latura 1. În aceste condiții s-au format două arii, a două patrulatere care sunt prezentate pe figură, una verde și o arie roșie. Deci ariile acestea trebuie comparate. Să vedem dacă ariile astfel formate sunt egale. De la început putem sesiza faptul că, conform datelor problemei de pe figură, putem detecta ușor faptul că HGCD, iată-l, accentuat pe figură, acest patrulater, având în vedere că CD și GH sunt paralele, este un trapez. Deci să facem această prima afirmație, deci este egal un trapez. Putem observa ușor pe figură că dacă CB, iată, este 1 și BD este egal cu 2, urmează că baza mică a trapezului, adică CD, putem face aceste observații, CD este egal cu 3 și de asemenea GH, unde GF este egal cu 3 și FH din nou este egal cu 1, este GH este egal, deci baza mare, egală cu 4. Desigur, putem calcula aria acestui trapez, punând în evidență în mod convenabil înălțimea, deci dusă prin E, punctul de intersecție a celor două triunghiuri echilaterale de latură 2 și respectiv 3. Dată, iată, deci înălțimea aceasta, putem să și notăm cu P și Q. Deci PQ, care este egal cu H, și înălțimea se poate calcula, desigur, preferăm să o lăsăm deocamdată în felul acesta, PQ egal cu H și, bineînțeles, aria trapezului, cum spuneam, se poate calcula. Vom nota aria trapezului, deci aria trapezului HGCD, preferăm să facem în felul acesta, HGCD, este egal cu o valoare alfa, cum spuneam, care se poate calcula. Înălțimea EP din primul triunghi împarte, prin și mediană, împarte BD în două părți egale, deci BD este egal cu 2, BP este egal din nou cu 1. Același lucru se întâmplă și în triunghiul opus, iată, GQ va fi egal cu 3P2, deci jumătate din latură, 3P2. Asta înseamnă că, dacă ne referim la două trapeze care s-au format, și anume, e vorba de trapezul CPQG, este un trapez dreptunghic, deci aria trapezului CPQG, acesta este egal cu, pe formula cunoscută, este vorba de suma bazelor, 1 plus 1, deci CP este 2, plus 3P2, ori înălțimea pe care o notăm cu H, totul supra 2. Deci este egal cu 7P2H pe 2, adică este 7H pe 4. S-a mai format și un alt trapez dreptunghic, adică HQPD, deci area lui HQPD va fi egală de asemenea cu suma bazelor ori înălțimea supra 2, adică este egal cu PD este 1, iar QH este 1 plus 3P2. Deci din nou este egal cu, deci 1 plus 1 plus 3P2 înseamnă 5P2, ori H, totul supra 2 și care conduce din nou la 7H supra
4. Cu alte cuvinte, area primului trapez este egal cu, așa cum am notat, area trapezului mare cu alfa este egal cu alfa supra 2, iar area celui de-al doilea trapez este de asemenea alfa pe 2. Și acum, dacă vom nota cu x respectiv cu y jumătățile de area celor două triunghiuri echilaterale, vom avea și celelalte, bineînțeles, notate cu x și y, putem scrie că area verde, să notăm așa, va fi egală cu alfa pe 2, din care scădem x și y, deci minus x minus y. Iar area roșie va fi egal de asemenea cu alfa pe 2, nu? Amândouă sunt alfa pe 2, minus, din nou, x minus y. Ceea ce înseamnă că area roșie, deci rezultă, area roșie și area verde sunt arii egale. Deci area verde este egală cu area roșie și iată, am ajuns la acest rezultat fără să calculăm efectiv area celor două patulatere. Revenim deci la concluzie, ștergem semnul de întrebare, dar într-adevăr area verde este egală cu area roșie. La revedere!